Asta noi aici calm. Doamne, sunt atât de... Bă, unde trebuie să mă mai duc aici, bro? What the? Bă, las-o naiba cât de grea e harta asta, las-o încolo, că n-ai cum așa ceva. Nici bine nu a venit update-ul 056 cu Monopoly, pentru că uitați-vă că avem deja varianta 057 beta, unde vă voi prezenta noul bloc, deci 100. Este o mapă extraordinar de tare și este de elimination după foarte mult timp. În sfârșit avem și noi o mapă de genul acesta. Pe lângă faptul că acest episod nu va fi foarte lung, pentru că nu o să vă prezint și skin-urile, avem o grămadă de skin-uri și o nouă colaborare cu Smurf, cu Smurf, de fapt, cu Bebe Smurf. După cum observați, o grămadă de skin-uri, pentru că dacă tot este în trend, au zis el asta, mai zis, hai o să colaborăm și noi. Deci toate skin-urile astea o să vi le arăt în episodul de mâine. Avem chiar și un emote special, dar deocamdată a zis că nu o să fie fișierele jocului pentru că au o eroare și probabil că o să revină ori mâine, ori luni, ca să vă pot arăta. Emote-ul special o să fie cu electricitate, ceva de genul acesta, va cădea din cer electricitate pe un jucător, va avea 10 secunde cooldown, o să fie foarte tare. Și da, tichete pe care o să le iau astăzi pe episodul acesta, dar de-abia mâine o să vă arăt și o să vă spun ceea ce trebuie să faceți voi cu aceste etichete, pentru că după cum observați, avem și turnee și poți să folosești și aceste etichete să poți lua recompense. În fine, înainte de a începe, știți bine, nu uitați de butonul de like și de abonare, pentru că mă ajută foarte, foarte mult, și codul mă dă pe shop, asta este cel mai important. Nu uitați că la ora 12 o să fim live, de asta am decis să facem episodul ăsta de dimineață, pentru a vă arăta mapa nouă. Sunteți pregătiți pentru ea? Pentru că pe asta o să o jucăm pe acest episod, să o vedem. Se numește The Other Side și pot spune că acesta este bloc de next level, gen bloc de 100. Și nu mai vreau să mai comentez prea multe. Vreau să intrăm direct în meci și să vă arăt despre ce este vorba. Cam așa arată mapa de sus. Ia uite-o, broadere, și din ce am văzut eu avem vieți. Vreo 5 vieți de fiecare și câteodată îți mai dă și 10 vieți. Ia uite când ne aruncă, bă. Deci am 5 vieți, da, într-adevăr. Și tu trebuie să te frești de chestiile la roșii pentru că te vor omoră. Uitați-vă și vedeți, efectiv este bloc de 100. Dă cu bombe, dă cu o grămadă de chestii, vin găini, vin multe alte chestii. Uite, mamă, ce nou mi-am luat, bro! Poți să sari pe mașini, poți să faci o grămadă de lucruri faine. Tu, tot ce trebuie să faci e să nu te lovească chestia aia roșie a mașinilor, pentru că te va omorâ. Să mai ales dacă tu vei fi sub ea, sub mașină, atunci practic vei muri. Trebuie să ai foarte mare grijă ca să poți supraviețui cât se poate de mult. Ia uite, sunt și de pe mapele de race, mamă, când m-am prins acolo. Bro, trebuie să sar aici. Probabil că poți să te folosești și de taunt. Ok, ați văzut, am pierdut o viață doar pentru că mașina aceea a venit cu chestia aia roșie în mine și m-a omorât încă o dată. Mai am încă 3 vieți, bro. Nu e posibil așa ceva. Bine, pe lângă faptul că e ok că îți dă vieți, asta e un lucru foarte tare, dar tu nu poți să reziști foarte mult pe aceste mașini. Uite, trebuie să te ferești de ele ca să nu te lovească, brother, că dacă te lovi cu chestia aia roșie, gata, ăla ai fost. Bun. Asta noi aici calm. Doamne, sunt atât de... Bă, unde trebuie să mă mai duc aici, bro? What the? Bă, las-o naiba cât de grea e harta asta, las-o încolo, că n-ai cum așa ceva. Ia uite, păi gata, ăsta am fost. A, mai am o viață? Gata? Ăștia suntem? Bine? Bro, păi e foarte greu, gen, uite, au venit și gărgărițele chiar. Sunt efectiv toate adunate aici pe joc, nu mai înțelegi absolut nimic. Și mașina asta se mișcă atât de rapid încât tu trebuie să reziști acolo. Mamă, uite și bombele, bă, băiatul meu, ce face chestia asta, mă, aici? Lol? Ce sunt astea? What? Știi ce m-a omorât? M-a lovit mașina, m-a lovit cu chestia iarăși. Bă, deci e foarte complexă mapa asta, este foarte grea, efectiv. Mi se pare insane. Ia uite, și avem și un skin de Smurf în match. Un skin de Bebe Smurf. Uite, chiar și bombele care explodează și dacă le atingi, vei explota. Bro, ăsta e bot. Uitați-vă cât de bine joacă botul. Hai, că a jucat și el. Bă, e foarte tare și mai avem și chiar și găini. A câștigat. Puneți voi de noi, este foarte tare mapa asta. Eu cel puțin sunt foarte entuziasmat pentru ea, mai ales că este și de elimination. Ceea ce nu înțeleg eu, există o posibilitate de a nu mai avea inimi acolo. O să și vă arăt un videoclip pe care ne-au trimis și ei din stafful Stumble Guys, pentru că poți astfel să ai mai multe vieți, vreo 10 mai exact. Și nu știu cum poți să faci chestia, adică probabil să reziști foarte mult. Ce se întâmplă aici? Mă va catapulta? Hai mă, că vreau și eu să văd. Deci sărim aici pe mașină, perfect. Ia, ooo, da. Și nu, se pare că nu poți să te urci pe vreun perete sau ceva de genul. Cu siguranță o să se afle bug-uri. Vă pun la pariu pe cât vreți voi. Oulu, oulu, mamă, la limită am sărit, pentru că dacă venea mașina acolo, mă omora cu siguranță. Cred că poți să faci același parcurs. La un moment dat poți să vezi harta la fel ca pe toate celelalte, că se repetă. Și cred că e foarte ușor ca să o înveți, s-ar putea.
Dar au atât de multă viteză mașinile încât dacă tu nu reușești să te dai jos de pe ele, te va duce la capătul hărții și practic vei muri. Ia vezi, că poți să stai aici chiar. Uuu, nice. Bă, bro, ce naiba, m-am dus până la sfârșitul hărții. Vreau să rezist cât se poate de mult. Doamne, deci de-abia aștept ca să vină update-ul acesta. Dau taunt. Bă, m-a oprit pe loc destul de bine. Ah, m-am omorât, bro. A venit mașina aia. Mașina puternic dezvoltată, ok. Let's go, mai vreau un boost aici. Ah, la limită. La limită am sărit. Doamne, uite câte mașini sunt, bro. Ce se întâmplă? Nu. M-am trecut, am trecut printre ele. Bro. Ce nebunie asta? Deci cu siguranță va fi foarte competitiv. Ascultați-mă ce zic. Ok, m-am omorât. Nu prea e afacere ca să treci printre ele. Din păcate. Deci trec aici așa, frumos. Ok. Putem să stăm chiar și printre, doamne. Ce mai are de pe mașină? Va bubui la un moment dat? Ia să vedem aici. Am făcut cea mai mare greșeală posibilă. Că mi-am primit knockback, bro. Mi-am primit knockback acolo. Am apucat. Și mai sunt doar eu cu un jucător? Probabil că va pica ăla. Easy win, bro. De fapt, este bot. Bă, cât de mult îmi place mapa asta, bă, frate. De mape de genul ăsta aveam noi, avem nevoie pe jocul ăsta. De mape de elimination, foarte complicate, care să reziști cu greu și să le înveți cu greu. Bro, next level, respect Stumble Guys. Și pe lângă toate acestea, gândiți-vă că avem chiar și un emote special, exact cum o spuneam, cu un lightning, cu niște fulgere care te vor lovi din cer. Adică practic tu poți să dai cumva, cred că pe un jucător, să țintești ce fulgere vrei să dai pe el. Nu am înțeles foarte bine, dar cu siguranță o să vină. Ia. Nu te cred, bro. Nu te cred că am pierdut o viață pentru că acolo efectiv n-aveam ce să fac. Ok, am înțeles ideea. Deci avem emote special și se pare că ei se țin de promisiune, astfel încât în fiecare lună, când vine Stumble pe sur nou, să bage câte un emote special. Doar că din ce am văzut are cooldown de 10 secunde, de-abia aștept ca să vină și să vi-l prezint, cu siguranță vi-l voi prezenta. Deci tot ce trebuie să faceți să fiți la curent cu toate notificările și să apăsați clopoțelul ca să le primiți. Cum îmi place mie să zic clopoțel, ok, să nu mă corectați, pentru că așa mă mai prostesc eu câteodată. Vreau să sar aici. Bun, am sărit. Aolo, a fost prea rapid, brother, prea rapidă mașina aia. Ia să vedem, sărim aici direct. Let's go. Bine. Am sărit din nou aici și acum pot să iau viteza asta? Nu, bro, dar am luat acum, în regulă, aia e la distanță foarte mare. Oare cum au gândit mașinile astea, întrebarea? Ia! Uuu, ce boost! Bro! Mamă, la limită! Ok. No, nicio șansă, bă, șefule, bă. Nici cea mai mică șansă ca să poți acolo rezista. Ok, vreau să trecem prin asta, ce se întâmplă? Deci un fel de obstacol ca să poți trece prin el. Că dacă tu nu vrei, vei sări acolo, practic, cred că te va omorâ. Bine, aici pe săritură. Haide, bă. Trebuie să sari, bro. Neapărat. Și aici? Ok, poți să faci chestia asta pe mașini. Bine că am rezistat și nu mi-a luat din viață. Oileu. Cal. Acum ia talent, deci trebuie să mă duc pe aici. Nice, bro. Ok, am sărit, deci trebuie să sari ca să nu mergi pe mașină, pentru că tu vei sta pe loc dacă vei merge pe mașină. Bă, las-o, naiba, cum puteam eu să mă feresc acolo, bro? Doamne, deci e foarte cum... Avem și rechil pe mapa asta care te omoară? Bă! Doamne, am câștigat, bă, câte sunt! Gărgărițe, bombe, rechini... Sunt toate din... Tot jocul adunate fix pe harta asta, pe lângă mașinile alea și cu obstacole și cu bușteni și cu toate cele. Wow! Și totuși cei de la Stumble Guys ne-au trimis un alt videoclip cu The Other Side 2. Probabil ori e altă mapă, ori cu cât treci mai departe, va deveni mult mai grea. Dar nu prea cred, pentru că aici văd că o ia de la capăt, de la bun început pe spawn. Deci, cred că asta este cu totul o altă mapă, pentru că după cum observați, avem 10 chestii din acelea care sunt o fel de, cum să spun eu, atenție sau nu știu ceva, care, nu, cred că este toxic. 10 chestii de la de toxicitate. Și sunt pe stage-uri. Avem stage 1 Wave Slow Start, după aia stage 2 Heavy Gods. Și uitați-vă că mașinile sunt schimbate.
obstacolele sunt schimbate și harta este complet diferită. Bine, e cam aceeași hartă dacă stau să mă gândesc, dar obstacolele sunt diferite. Wow, foarte interesant, bro. Deci să înțelegem că avem două mape în acest update. Uite, mamă, cum a rezistat. Și nu trebuie să atingi chestia aia, că zice do not cross, danger, do not cross. Deci probabil n-ai voie să treci de zona aia sau n-ai voie să te apropii. Foarte interesant, bă, băiatule, bă, do not cross. Ce înseamnă asta? Ia spuneți-mi în comentarii cei care sunteți cu engleza acasă. Nu mai caut eu acum pe Google Translate pe episod. Cu cât voi afla mai multe, cu atât o să... Uite, cred că dacă treceam partea aia, putea să pice. Cred că la asta se referea, presupun, nu? Bă, se pare că nu este mult mai complicată, dar suntem la stage 3 unde zice pick me up. Și mai avem din videoclip încă... What? Încă 4 minute de văzut. Bă, ce sunt cu mapele astea, bro, trece cu update-ul ăsta. Uite, vedeți? A murit odată și a luat o chestie de aia, o viață. Dar practic i-a luat o viață de aia de danger. Nu? Asta înseamnă. Wow, wow, deci danger, do not cross. Acum avem stage 4, stage 3, pick me up 2, stage 4, cars and spinner. Wow! Bă, uite, acum sunt și motociclete care se mișcă. Come on, bro, e next level. Uite, acum am mai pierdut o viață și mai are 8, acum încă una și are 7. Deci sunt 10 în total pe harta asta și 5 pe cea pe care v-am arătat-o eu și am jucat-o eu. Foarte tare, bă. Chiar îmi place update-ul ăsta, nu știu părerea voastră, dar... Mi-e păcat că în România nu înțeleg din ce cauză nu se mai uită la Stumble Guys. Și poate, nu știu, s-au lăsat mulți dintre ei, nu mai joacă. Am văzut că e o scădere foarte mare. Deci, ok, s-a dus acolo pe față și se pare că a picat. Deci, da, do not cross. Exact cum scrie acolo. 6 vieți mai are. Trebuie să vină stage 5, nu? Deci avem mașinile și motocicletele care se mișcă. Wow, ce mă, nici nu l-a lovit obstacolul ăla, genul ăla care se învârte. Avem găini care îți dau și la knockback. Ok. Stage 5, hazmata. Ce înseamnă hazmata? What? Bă, uite și tu cum sunt obstacolele astea. Par mai decente și mai ușoare decât ce am jucat eu. Hazmata posibil să fie... Aaa, vine un fel de mâzgă de aia pe jos. Care probabil cred că te va încetini, că nu cred că te va omorâ în niciun caz. Mamă, cât de tare, bro. Și-au rezistat boții atât de mult, refuz să cred asta. Mamă, ce spin. Bombele, să nu lovească bombele. A murit, bă, mai are 5 vieți. Totuși, 10 vieți în total și încă 5. Trebuie să reziști destul de mult. A, deci mâzga aia te face să aluneci. Ok, și vin mașinile care pun mâzgă pe jos. Da, bro, de stage 5 o să înțeleg că e ultima. Nu mai e un alt stage. Oare? Ia. Cât mai avem din videoclip? Bă, se pare că mai sunt încă 2049. Stage 6 VIP. Mamă, suntem deja la VIP, bro. Dacă le zici până aici, ești VIP. What? Bă, stai puțin. Voi ați văzut? Avem chiar și... Pe regele care conduce mașina, avem skin-uri în mașină, de fapt în limuzină. Bro, stai, ce? Mai are doar o singură viață. Nu te cred că reziste la atâta, 2 minute doar cu o singură viață, bro. Ok, l-a omorât. Și să înțeleg că stă spectate pe boți. Deci stage 7 este fast mix. Ok. Nimic schimbat, nimic special din ce observ eu pe aici. Dar uite cât de mult au rezistat boții, bă, lasă-o naiba. Sigur n-au fost playeri adevărați cu care au intrat să joace? Cum pot să intru și eu să joc asta? E întrebarea. Că mie îmi dă la custom party în continuu numai... O să mai intru o dată, cu siguranță. Dar îmi dă numai vieți. Nu-mi dă destea de danger zone. Nu danger zone, de danger. Știi cât de mult a rezistat. Deci stage 7 este maxim, să înțeleg? Nu poți mai mult de stage 7? Să vină stage 8 și așa mai departe? Dar măcar cu ocazia asta cred că au făcut și boții mai experimentați. Mamă, incredibil, bă. Nu m-aș fi așteptat la un astfel de update. Și mai ales că au băgat și skin-uri de Halloween. Un minut, da, de stage 7 este ultimul, ok. Durează ceva mapa dacă stai să te gândești. Dar dacă boții ăștia sau poate chiar nu sunt boți, cine știe, au rezistat atât de mult. Bă, eu știu ce să zic? Cred că nu sunt, mă, nu sunt boți. E greu să cred că au rezistat atât de mult.
40 de secunde. 39. Ia. Deci ultimul este stage 7, care este fast mix. Și pare mai lejer decât toate celelalte stage-uri, mă credeți? E destul de lejer, bro. Da, deci sunt player adevărat, în niciun caz nu sunt boți. Niciun caz, băieți. Nici o șansă. Opa, am mai murit încă o dată, băi, dacă te vizi mai resta, mă? 20 de secunde. 19, 18. Care este finalul? Ce se întâmplă? Vine regele Stumble Guys-ului. Era că pe ce să pice. Wow, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Și a dat câștigătorul, probabil, nu? Un câștigător random, exact cum se întâmplă pe toate celelalte. Da, exact, cam asta se întâmplă. Poate eu nu înțeleg un lucru, bă, frățiorul meu. Ce s-a întâmplat cu mapa asta? Cum a reușit să o bage? Nu mai arată nimic. Mă așteptam și eu, bă, să arate și ceva secret pe aici, pe la final. Dar se pare că nu ne arată absolut nimic. Credeți-mă, m-am uitat pe cât se poate de atent și nu mai este o altă mapă în fișele jocului momentan. Deci se pare că totul este numai cu vieți și nu poți altceva să te joci în momentul de față pe beta. Oricum, beta este doar pentru close, adică doar pentru noi content creatorii. Ulterior, dacă o să vină după aceea, cu siguranță să jucăm împreună, pentru că update-ul ăsta va veni după 23, din ce am înțeles eu. 23 luna asta, bro, deja am pierdut o viață. Nu, nu mai trebuie să mai vorbim. Bă, dar chiar voiam să mă uit pe la postere pe aici. Avem postere cu Botbeș, avem cu cu acel extraterestru. După aia mai avem și pe aici cu ce? Cu avioane. Ok, și pe mapa aia de am reacționat eu mai devreme, era poster cu Stumble Guys pe aici prin dreapta. Noi nu avem poster cu Stumble Guys, deși cu siguranță e o altă mapă, mă, dacă stau să mă gândesc. Ok, vreau să sar aici. Oh, da. Ia vezi, mă, păi și la un moment dat nu poți să sari în afara hărții? Nu cred. Ca să mergi pe mașinile astea în afara hărții. Păi dai seama tactică, ca să aflăm la un moment dat chestia asta. Să sari așa în continuu, bro. Ia să vedem. Deci suntem aici pe mașină. Suntem aici, bro. Nu poți să te duci pe mașina aia. Nu cred că puteam. Da, este o anumită pauză între ele, ca să zic așa. Ia uite. Mi-am luat boost-ul. Mi-am luat un boost. Încă un boost. Alol. Păi și-am mai murit odată fără să, fără să fie vina mea. Bă, deci la un moment dat tu nu o să poți să te duci la infinit acolo. Mamă, cât noroc am putut să am acolo. Pentru că e un perete invizibil care nu te va mai lăsa. Eu credeam că te poți duce ceva pe mașini. M-am dus la wrecking, ce să mai. M-am dus. Mai am o viață. O viață în viața asta. Și am picat. Bă, dacă cu boții atât de greu. Eu nu mai vreau să mai zic cu player. Deci avem aici breaking news cu avionul care e căzut. Cu acea găină. Și pe aici să vedem ce mai avem pe aici. Botbeșul și gărgăriții, deci cu siguranță e altă mapă. Pentru că avea stanguia pe margine. Gata, s-a terminat. Cam acesta a fost și update-ul. Sper că v-a plăcut. Un like și abonare mă ajută foarte, foarte mult. Și nu uitați că la ora 12 o să fim live. Și poate o să mai arăt câteva skin-uri de pe aici. Uite, vă mai arăt și acum așa pe final, ca să le vedeți. Dar mâine o să vin cu prezentarea lor și o să mai jucăm pe mapa asta. Poate aflu și cum o să joc, cum pot să joc și cu cealaltă mapă. Și să vină și emote-ul special, pentru că vreau neapărat să-l prezint. Așa că vă aștept de la ora 12 pe live. Avem și gemuri pentru voi. Vă aștept cu mare drag. Și o să încercăm să facem și pe Pearl Rank 30. Un live plin cu de toate. Toate cele bune. Ne vedem data viitoare, adică mâine. Pa-pa. Subscribe.